Alarmele antiaeriene au sunat noaptea trecută și în patru regiuni din partea de vest a țării, una dintre ele foarte aproape de granița cu Polonia, acolo unde se află de câteva zile și colegii mei, jurnaliștii Antena 3, Cristi Popovici și Costi Pahunțu. Ucrainenii din Lviv se tem că tancurile rusești vor ajunge și la porțile orașului lor, așa cum s-a întâmplat la Kiev, de exemplu. Care este situația acolo? Aflăm în direct de la colegul meu, Cristi Popovici, așadar trimisul special al Antenei 3 în Ucraina. Cristi, din nou noapte grea și, din păcate, se agravează situația. Nici partea de vest a Ucrainei nu mai este în acest moment un loc sigur. Cum ați trecut peste această noapte și ce se întâmplă acum acolo? O nouă noapte de tensiune, bună dimineața, în toată Ucraina, mai ales în partea de est, orașele Harkov, Mariupol, bombardate la foc continuu. Trag cei din Rusia, dinspre granița Rusiei, trag în obiective civile în continuare. Nu se văd însă rezultate la sol. Acel convoi de peste 60 de kilometri de care am tot vorbit ieri nu a înaintat absolut deloc către Kiev. Este poate o veste bună în acest război. Spun serviciile străine, serviciile secrete, că rușii întâmpină mari dificultăți în a avansa, în a-și pune în aplicare tactica de a cuceri Kievul și asta din cauza numeroaselor probleme tehnice ale tancurilor, taburilor care se strică, iar Kievul este în continuare sub dominația aceasta a parașutiștilor și a străinilor care luptă în acest moment. Sunt străini, mă refer la legiunea străină care a fost formată de președintele Zelenski, foarte mulți militari se alătură acestor legiuni pentru a fi alături de armata ucraineană, de civili ucrainieni, parașutiști. Vorbeam că în fiecare seară se dă alarma la Kiev, deoarece sunt grupuri care aterizează în Kiev, însă sunt neutralizate aceste grupuri de armata ucraineană. În continuare, situație tensionată și în partea de sud-est, la Mariupol, alarme, bombardamente, Odessa la fel, extrem de tensionat și acolo, iar în partea de vest alarmele sună în fiecare seară. Aici sunt multe baze militare care ar putea fi țintite de artileria grea rusească. Cristi Popovici, îți mulțumesc foarte mult pentru această corespondență.